Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Easter. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, V-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube, abonarea, absolut toate videoclipurile, like-urile, comentariile, distribuirile sunt total, total gratuite. Nu vă costă absolut nimic. Din contră, mă ajutați prin abonare, vizualizare, like și comentariu să cresc pe YouTube. Bun. Normal, acum trebuia să vă prezint Sote de Ul, My Scent of the Day, parfumul zilei mele de astăzi. Eu, acum când filmez, este marți. Voi veți vedea acest videoclip tot astăzi, undeva pe seară, zic eu, dacă nu intervine ceva. Dar, parfumul care îl port eu astăzi, face parte din subiectul clipului. Și să nu mai stăm la discuții, să trecem direct în pâine și voi vorbi astăzi despre două parfumuri ale casei RIFS. Dacă sunteți de ceva timp pe pe acest canal de YouTube, dacă, dacă îmi sunteți alături de ceva timp, știți că eu nu prea sunt obișnuită cu această casă. Din, to din tot, ceea ce înseamnă RIFS, eu am, <coughs> scuze, uh, eu am doar uh, două parfumuri, și anume Gemini și Montana Absolut, dacă nu mă înșel. Oricum, v-am vorbit despre ele în acest videoclip. Și cineva, salut, m-a întărâtat, a băgat bățul prin gard, cum îmi place mie să spun, și a spus să nu. Vezi că îți trebuie parfumurile astea două. Și pentru că acel cineva îmi știe gusturile cât de cât, da? zic ok, hai, hai cu ele, blind, direct, ca de obicei. Ceea ce nu vă recomand. Este un sport extrem, dacă vreți, Cumpărarea de parfumuri fără a le testa înainte. Dar. Voi începe cu primul. Am două angele, cum îmi place mie să le alint, și anume Angelic. Și aici avem o problemă. Pentru că ei, atât pe cutie cât și pe sticlă, au scris extrit de vanila Da. Ring light-ul. Aici, vedeți. Extrit, nu extre, nu extract, nu nimic. Extrit, tati. Bun, trecem peste treaba aceasta. Cutia în care vine acest parfum este plușată, catifelată, dacă vreți. Genul acela de cutie care uh, strânge scame. <gură> Bun, și acum sticla. Sticla este faină dacă mă întreabă cineva pe mine. Genul acela de sticlă grea, masivă și da, nu se vede decât, decât cu un blitz. Dacă porniți blitzul de la telefon sau puneți parfumul în ring light, puteți vedea um, nivelul parfumului din interior. Da? Este genul acela de nuanța aceea neagră opacă, dacă vreți. Capacul este din plastic, însă este un plastic ok, dacă există așa ceva. Și eu nu înțeleg ce se întâmplă cu site-urile care comercializează această casă de parfumuri, da? vorbim de casa Riff's, o găsiți pe Fragrantica din India, dacă nu mă înșel. Ok, în sensul că nu listează notele, dacă la Gemini și la Montano Absolut am găsit cu totul și cu totul alte note, da? pentru cele două angele, cu chiu, cu vai, am găsit notele pe un singur site. Și notele lui Angelic Extreo, să spun eu, de vanila sunt în vârf avem rom, vanilie, orhidee, iasomie, în mijloc, vanilie, creme brule, note picante, piele, boabe de tonca și trandafir. Iar în bază, paciuli, zahăr brun, note lemnoase, ud, zahăr, ambră și mosc. Și dacă aceste note nu vă spun vanila, Royal, Royal Sugared Paciuli de la Caiali, atunci vă spun eu. Da? Apropo, acesta este parfumul cel port eu astăzi. Și da. Atomizoarele sunt foarte, foarte faine Și vai de viața mea și de sufletul meu. Este un dupe, da? Direct dupe pentru Vanilla Royal Sugared Paciuli de la Caiali. Da? deci începem cu deci uh, nu scrie nicăieri treaba aceasta din ce se inspiră uh, notele la fel le găsiți cu chiu cu vai. Nu știu, mă gândesc că cei de la să ar trebui să scrie și notele și din ce se inspiră ca să fie bine, să nu fie rău, zic și eu da. Ai acea vanilie sexy. Uh, vanilia aceea dark, vanilia aceea senzuală, misterioasă, da? Nu este acea uh, vanilie tipică din zona de designer, nu este acea vanilie uh, pufoasă fiind de tot mâncabilă, dacă doriți, da? Nu, sub nicio formă. Aici este vanilia matură, dacă vreți, nu cea juvenilă. Exact cum v-am spus, sexy, senzuală, uh, dark, misterioasă. Ce se împletește de minune, dacă doriți, cu rom? Rom, dulce, um, cum să spun eu? Chiar dacă spun rom, nu știu, nu mergeți foarte mult către zona parfumurilor extra buzii, dacă vreți. Este o vanilie echilibrată, da? Nu este vanilia aceea căzută în extrem, în zona, în latura buzii. Nu, categoric nu. Din nou, încă din deschidere este ceva ce mă duce cu gândul către o piele întoarsă, de foarte, foarte bună calitate dacă doriți, dar cum să spun eu, fixizul acela catifelat dacă vreți, da, nu e ceva. Um, deși am și spus, piele întoarsă, nu mergeți cu gândul către un magazin cu încălțăminte din piele sau așa mai departe. Genul acela de iz de piele întoarsă senzual, dacă are sens, sau ca să vă fac câteva paralele, genul acela de piele întoarsă, ce eu una personal îl resimt în label de la Jean Paul Gaultier sau în Teriac. De la Latafa, da? Este fix izul acela de piele întoarsă. Dacă sunteți doamne sau domnișoare și iubiți aceste două parfumuri, Teriac și Label, ei bine, în Angelic Extre de Vanilla, de Vanilla, aveți parte de același iz de piele întoarsă. Da? Cu toate acestea, în umila mea părere, acest parfum este unisex. Îl port eu cu plăcere, cu drag, vorba aceea, însă cu siguranță dă super bine pe un domn. Am făcut testul pe soțul meu ca de obicei și miroase demențial. Deci treaba asta miroase demențial indiferent dacă ești bărbat, indiferent dacă ești femeie. Da? Nu contează. Singura condiție dacă vreți, e să fii în zona vaniliei sexy buzii, fiind de tot buzii. Da? Cam despre asta este tot ceea ce se întâmplă în extrep de vanila. Da. Pe măsură ce se dezvoltă, ai parte și de acel um, iz, fiind de tot alimentar, dacă doriți, da? Izul acela de crembrule Și paciulii de aici nu este ceva de speriat, cel puțin pentru mine și pentru gusturile mele. Din contră, nota de paciulii de aici. Um, nu pică 100% nici în latura de ciocolată, dar nici în latura de uh, pământ jilav, dacă doriți. Este undeva la mijloc, da? Și uh, paciulii de aici ajută sau echilibrează parfumul, dacă doriți, să nu rămână în latura aceea gurmandă, să nu, uh, să nu capete acel iz alimentar și atâta tot, da? Paciulii de aici echilibrează, intervine dacă doriți și salvează situația, ca să fiu puțin dramatică. Și da, îl lasă pe, pe linia de parfum. Ei listează zahăr. Pentru mine, categoric nu este zahărul alb, zahărul tos dacă doriți, ci mai degrabă zahăr brun și ca să fiu și mai explicită, zahăr brun fiind de tot caramelizat. Dar da, pe ansamblu și ca o concluzie finală se apropie exagerat, hai să spunem și ca să nu iscăm alte discuții, 98% este acel um, vanila Royal Sugared Paciuli de la Caialina. Da? Fix de acolo este, fix din filmul acela. Dacă iubiți acel parfum, Safe Blind Bye. Um, nu a avut timp să se așeze. Dacă sunteți în grupul meu de Facebook frag Family, dacă nu sunteți, o să vă las link în bara de descriere, nu scăpați. Um, are o săptămână, dacă nu mă înșel, nu, nu are o, pe undeva pe acolo. Deci, nu a avut acel timp de așezare, de macerare și așa mai departe. Însă, Chiar și așa neașezat, nemacurat, nemacurat, nemacerat, scuze, chiar și așa nemacerat, treaba aceasta, asta vroiam să spun și am îmbinat cuvintele, treaba aceasta stă undeva la 7 ore pe pielea mea în cantitatea aplicată de mine. Iar casiaj este resimțit de cei din jurul meu undeva la 3 ore. Și da, pentru mine este bombiță. Da. Bine, pentru multe sau mulți dintre dumneavoastră ar putea părea un parfum foarte greu de purtat ziua mea, mare pe 40 de grade, însă, în serile de vară sau într-o zi un pic mai înorată, cum este cea de astăzi. Mie îmi place. Mie personal îmi place. Bun. Următorul parfum despre care vom vorbi este tot o angelică. Ce să vedeți? Și vorbim de data aceasta de... Hai să citesc... S-a pus o scamă aici. Hai să citesc cum au scris ei, da? Extrit duplam. <laughs> da? Tot cu extritul suntem, mama lui de extrit. Fix, fix, fix aceeași, aceeași prezentare, precum la extrit de vanilia, aceeași de vanila. Aceeași cutie catifelată, plușată sau cum vreți voi să-i spuneți și inclusiv aceeași formă de sticluță. Doar că de data aceasta este un roșu ce ne permite să vedem cantitatea din interiorul său. Bun, acum hai să-i dăm pe repede înainte cu notele. În vârf avem bergamotă italiană, fistic, alune, rom dulce și cardamom. În mijloc mușcată, bujor alb, iasomie, zmeură, piersic și pară. Iar în bază bezele, vată de zahăr, cacao, lem de cedru, lem de santal și tonca. Și da, ce să vedeți, este un parfum inspirat din ultra mega hăipuitul Iam, uh, Iam Gelato. 33 parcă. Același atomizor mega, mega fain. Și doamne, deci, doamne. Bun. Acum o să vă întrebați, măi Rojin, ce cauți tu cu extrit de plam de la Rive's, atâta timp cât tu, atât timp cât tu ești fiartă pe Hair Pistachio de la Paris Corner? Vă spun imediat ce caut pentru mine. Oricum, o să fac un clip separat. Apropo, Ralu, te pup din suflet, dacă mă vezi. Iartă-mă, te rog, că nu am răspuns în comentariile tale pe YouTube. Le-am citit, le-am văzut de fiecare dată, însă mereu când vreau să răspund, ori vine o navă extraterestră, ori o inundație, ori o apocalipsă, că la mine așa e, da? Și știu, mi-ai spus de două ori chiar sau de trei ori Um, clip cu variante de layering pentru vară. L-am notat, urmează, da? Deci îți răspund acum în timpul clipului. Și, în afară de acel videoclip, voi face, pentru că în afară de acest parfum al casei Reeves, mai am unul de la Hadlaj, da? Și mai e ceva? Nu. Ok, uh, voi face un clip cu top parfumuri inspirate din ADN-ul anului 2024 și anume Kayali Ian Pistachio Gelato. Și ca să vă dau un uh, mic indiciu, pe locul întâi pentru mine este uh, Riffs și Hair Pistachio de la Peris Corner. Ambele sunt pe același loc, cu toate că ambele au diferențe între ele, da? Nu este Chiar 100% aceeași treabă, ambele se inspiră cu succes din acel ADN, am 10 ml din varianta Kayali din original, însă sunt diferențe. Dar până atunci, până la acel clip și până la paralela între absolut toate parfumurile inspirate, ce avem aici? Ei bine, aici din start, din start, nu există izul acela verde? Nu există izul acela aldehidic, nu există izul acela aldehidic, izul acela verde săpunos dacă doriți, că știu că multă lume fuge de treaba aceea. Nu. Aici ai direct înghețată de fistic pentru că da, în acest parfum, cum să spun eu, se resimte un subton rece dacă vreți, da? E ceva ce îți lasă senzația de aer rece dacă are sens ceea ce spun este acea înghețată cu fistic cu o mână de cardamom proaspăt <coughs> proaspăt pisat și presărat pe deasupra acelei înghețate și cu cel mai bogat topping de rom da pur și simplu romul din acest parfum Asta am de la nas. Îmi lasă mai, nu, îmi lasă, nu mă face să vizualizez acel pahar cu rom. Nu. Pur și simplu văd glazura aceea, topping-ul acela de rom. Este romul acela caramelicios, dacă doriți, da? Cam asta, cam asta. Nu știu, așa pot să descriu romul de aici. Însă, romul și cardamomul de aici fac, dacă doriți, diferența între această variantă a casei RIFS și restul inspirațiilor pe care le cunoaștem deja. Ce mai resimt aici? Resimt ceva ce mă duce cu gândul către o pastă, dacă doriți, de nuci și alune. Da? Este ca și cum mai lua și ai pisa nuci și alune și uh, le combina cu o cremă de vanilie, mai bine spus, da? Și obții treaba aceasta. Ca și cum iei crema de vanilie și i adaugi nuci și alune pisate. Treaba asta este, treaba asta o pot resimți, dar la fel rămâne pe linia aceea cremoasă, dacă doriți. Ce lipsește de aici, însă? Doamne, Partea aceea, de, partea aceea foarte realist redată, în opinia mea, de locum sau rahat turcesc din Hair Pistaciu, Da? Ce vreau eu să spun? Extre duplam, duplam sau cum vreți dumneavoastră de la RIFS, cam asta este. Este un ADN din nou aș putea spune un 90, 95% fix de acolo, fix din film dacă doriți, doar că este numai aerat, pentru că este extrem extrem de persistent. Ca și performanțe, ambele parfumuri sunt identice. Da? Chiar dacă extredu vanila are acel ADN care normal este mai bestiuță dacă doriți. Însă ca performanțe ambele pe pielea mea stau între ghilimele undeva la 7 ore iar siajul este de trei ore. Da? Cei din jurul meu timp de trei ore mă simt din nou între ghilimele. Revenind la extredu plam, nu pot să spun că este mai aerat sau este mai simplu. Nu, este același ADN, doar că, asta ca să fac o mică paralelă cu hair pistachio, pentru că pe acela categoric îl știe toată lumea, este mai accentuat dacă vreți pe treaba cu fistic, topping de rom și cardamom. Acest trio este mult mai evidențiat în acest parfum, dacă doriți, față de restul um, de inspirații, da? Fa față de restul parfumurilor ce se inspiră din acest ADN. Dar, da, ca să-ți placă treaba asta, nu trebuie să-ți placă doar ADN-ul lui Ian Pistacio Gelato. Trebuie să-ți placă, cum să spun eu, ADN-ul lui IAM Pistacio Gelato, ceva mai buzi. Și uh, ceva cu mai mult cardamom. Da? Bun! Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Scurt pe 2, pe repede înainte. Dacă aveți vreunul din nebuniile astea, două, hai să ne auzim în secțiunea comentarii. Sunt foarte, foarte curioasă, da? Pentru mine, oricum, nu știu, a fost o surpriză plăcută. Sincer, sincer să fiu cum să spun eu, nu mă așteptam să redea chiar atât de bine ambele ADN-uri. Sunt extrem, extrem de atent lucrate, iar eu deja sunt cu ochii pe un alt parfum de la această casă. Da? Parcă începe să-mi atrag așa atenția. Dacă Gemini și Montalo absolut le-aș fi catalogat la momentul primei pulverizări, primei testări undeva la 8-9 din 10, da? Acestea, categoric, de la prima testare, pentru mine, ambele au fost 20 din 10. Extrem, extrem de bine um, redate ADN-urile și, în afară de asta, twistul acela, da? Um, atingerea aceea personală, dacă doriți, treaba aceea cu um, mai mult topping cu Rom și mai mult cardamom aici, iar aici vanilia aceea, buzi mega, mega senzuală. Bun, haideți să ne auzim în secțiunea comentarii dacă aveți aceste parfumuri sau nu. Uh, nu neapărat dacă le aveți pe acestea. Dacă aveți alte parfumuri ale casei RIVS, nu știu ce anume mi-ați recomanda să testez și eu. Și dacă nu vă încântă subiectul riffs, măcar lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip sau dacă nici asta nu doriți, lăsați-mi și mie un punct, o virgulă sau un emoticon. Vă mulțumesc din suflet și până data viitoare vă doresc zile minunate și pline, pline cu parfum. V-am pupat!